zici că la Ministerul Poliției te-o primit. M-a primit domn secretar și nu știu, o promis că ca să duc, ca să intre cu avocatul poporului și să duc copilul. Deci intervine Maiu? Da, da, că... da, așa ne-a promis. Ne-a promis și ne-a promis că s-a fost la conducere atunci când fata a fost scoasă, fata n-a venit pe scoasă. El a fost că încălcă și a fost încălcă. Dar el și ministrul interimar acum el, în locul... Nu, el e secretar de stat, eu nu știu, el că e izdoie. Secretar de stat e viceministru, cum ar veni. Deci probabil unul îi ține locul lui Andrei Năstase. Îmi pare că dacă n-ar știa și altă, doilea. E bun, nu contează. Dar parcă ai avut conflict, că nu te lăsau audiență. Apoi ieri, noi categoric nu vrei să sunt la dumnealor, să vadă, să uite în documente și încălcări de lege judecătoare la Forești cu doamna Nicolici. Și e continuă înainte să începă judecătorească, măcar că legea nu-i permite, dumneavoastră. Dar de ce nu-i permite? E s-o expus în două hotărâri. În sensul ăsta, nu-i permite să examineze două ori. Hotărâri ilegale la doamna judecătorească, de atât aș vrea. Dar cum sunt ilegale? Că nu au fost anulate. O hotărâre cum e la curtea de apel. Dumnezeu a oprit contravenția din articolul 64. Acolo e împiedicarea de a comunica cu copilul. Și am o hotărâre de ei irrevocabilă. Eu fost asociat, eu fost sancționată. Nu înseamnă asta că eu au plătit ștraful, au recunoscut că e vinovată. Asta nu înseamnă că e copilul a adus. Dumneavoastră înțelegeți sau nu? Asta e încălcare mare, că acum și domnul secretar s-a uitat și o să nu au avut dreptul să înăista. Acum așa. Bun, și acum de la Ministerul Justiției ce vrei? Și bă trasă la răspundere. Și au puțin dată afară de funcție. Nicorici. Nicorici și bă dată... Da, dar știi că mai degrabă CSM-ul se ocupă de supravegherea judecătorilor decât Ministerul Justiției. CSM-ul spune că nu e după competența lor. Dar pe cui? CSM-ul, eu nu știu. Apoi că de atâta vin poate ministra să puce. Am înțeles. Mâine la 11. Jumate protestăm la CSM cu familia celălalt. Eu nu pot, domnul Oleg, pentru că mâine am ședință. Judecată? Da, la ora 2 la Forești, n-ați văzut. Am înțeles. CSM-ul tot, că eu am fost la ministra de aici, care pe Ștefan cel Mare, 124B, și dumneavoastră s-a uitat și-o văz și încălcări. Eu nu știu de ce dumneavoastră nu vreau să apoi și pe lucru. Dar pe ce fel de ministra de aici care l-au... Nu e ministra, e lucrătoare de aici, de ministerul acesta, dar e care se ocupă cu judecătorii. Am înțeles. Și dumneavoastră, eu văd, și o spus că așteptăm hotărârea asta care mâine și bă, asta e mai principală. Și hotărârea de azi, care la Bălți, că eu azi plec tot amar la ora 3, dar azi vedeți pe 3 la Bălți. Dar ce se examinează la Bălți și la Florești? Azi la Bălți se examinează doamna Rosița. A făcut o hotărâre. Că ei obligată, fiecare sâmbătă, să dai copilul cu mici până duminică seara. Asistent social de a făcut graficul. A făcut graficul, dar întărit prin judecată, înțelegeți? Și acolo, eu nu știu, doamna Rosița, din tăi a făcut că e abuz, pe urma a doilea oară dau abuzul de mnui. Dar Rosița fiind cine? Asistentă socială? Cine? Șef asistenței sociale sau cine e Rosița? Rosița e judecat două judecătoare la noi la Florești. Și numai două mai rămas? Acum este și a treilea, doamna Bucuru, și a pot și iar au făcut, nu dă ele dacă una pe alta să acoperă. A făcut iar odată la asta și eu nu pot scăpa de doamna Nicolici categoric, eu încredere dumneavoastră n-am și tot la dânsa cu să schimbi de copil la mine, tot la dânsa. Ei niciodată în viață n-ați fac acasă, înțelegeți? Să nu leză ei hotărârii. Dar dacă apar circunstanțe noi, probe nu, noi, că l-au scos după legislația forțat, doilea oare n-are ies-o expus odată. Este articolul 33, îmi pare, că din lege. Nu știu. A doilea oare n-are dreptul. Eu și nu crezi că ministra iese? Dacă mașina e aici, cred că nu-i plecată, da? Eu cred că tot da. Văd poliția vine să ne... Apa asta-i menirea poliției, să păzească protestatarii pașnici. Noi suntem pașnici, nu? Da, da, asta-i corect. Bună ziua, iau, chiar ne află. Vrem dreptate, țara, ați rămit la ministru. Ei, și anume, și ocazie. Judecătorul de la Florești mi-a încălcat dreptul. Ea mi-a luat copilul, după ce l-am crescut. La vârstă de 5 luni până la 4 ani. Acum n-am așa, nu am așa, dar... Categoric nu pot scăpa de... Dar un pare...